educație, vă mete îndoielască? Salut! Salutare, oameni buni, sunt eu! Sunt eu, prietenul vostru, Bogdan. A început anul nou, 2022. Un alt an în care vă promit că fac 1 milion de abonați și nu o să fac. Și nici măcar nu a început bine anul, că voi deja m-ați enervat. Pare că, nu știu, nu ne mai înțelegem de o vreme, bă. Eu am prins ideea, da. Nu se mai văd dislike-urile. Ok! Bine, Google, bine. Dar like-urile se văd. Și eu nu prea le văd. Nu văd like-urile. Dă naibii like. Nu neapărat că-mi trebuie mie, dar mă ajută, mă. Na bine, 6, sau cum ne place nouă să-i zicem, 6! 6, serialul a cărui episod 1 nu l-am terminat încă. Încercăm, dacă îmi permiteți, de anul trecut să-l tot terminăm, dar n-am reușit, dar astăzi îl terminăm orice ar fi, nici nu-mi pat, nu, o să-l termin. Hai să începem să-i dăm. Doamna Radu, vă rog să nu lăsați pe copii cu telefoanele la muzeu. Nici nu se pune problema, doamna director. Doamna Bradu, doamna Radu, ea este doamna Radu, oameni buni, singurul personaj din serialul ăsta care într-adevăr îți dă vibe-uri așa de actor străin, primiți-o. Zici că pe bune ar juca în Harry Potter sau poate chiar a jucat în Harry Potter, are stofă, bine, nu știu dacă e stofă neapărat aia, nu știu ce e, catifia, cașmir, bumbac, nu știu, scuze, nu vorbesc. Și ca să reușim să terminăm primul episod, care are 38 de minute, o să povestesc anumite pasaje, pentru că sunt prea lungi și n-aș vrea să vă răpesc din timpul vostru prețios, în care oricum nu faceți nimic bun cu viețile voastre, așa-i? După cum bine vedeți, Perla aici așa ascunde telefonul cel mai vizibil buzunar existent al ghiozdanului, în timp ce își scoate tableta, Cezara, ochi de șoim numită și Asemia Ian, vine și își facă telefonul Perlei, fată deșteaptă îl introduce într-un buzunar care nu se vede, spre deosebire de Perlă, după care avem acest cadru unde își lasă oamenii telefoanele în traista doamnei Radu și ce s-a gândit de editorul serialului să pună ca și sunet de fundal? Oare să fie într-adevăr un sunet potrivit acțiunii? Nu. O pus sunete de bomboane de la care se pușcă în gură. Asta o pus, nu. Okay, putem să revenim. Dar știți că eu sunt foarte strictă când vine vorba de reguli. Ia hai, toată lumea telefoanele la mine! Avem voie să ne păstrăm MacBook-urile. Poți să vorbești sau să faci poze cu MacBook-ul ăsta? Nu, e... Minciuni! Poți să vorbești sau să faci poze cu MacBook-ul ăla? Priviți! Imaginați-vă că ăsta e un MacBook, da? Pot să fac poze cu el? Pot! Pot să vorbesc cu el? Dar ce faci? Cum ești? Pot să vorbesc cu el, nu-mi răspunde, dar... Doamne ferește, câteodată stau și mă gândesc... De ce încă sunt oameni care mă urmăresc? De ce încă există oameni care mă urmăresc? Nu știu. Vi-l dau, dar... Nu mâncați, da? Ați sesizat și voi, da? Faptul că a făcut o glumă zen și se aud pe fundal râsete de bărbați de 40 de ani. Ciudat. Foarte ciudat. Ciudat. Derbeteule, generația din ziua de azi sunt ceva de speriat, domne. Mie-mi ziceți, doamna Radu, mie-mi ziceți, să-i vedeți numai ce fac pe internet. Aia-i nimic ce v-a făcut. Lasă comentarii cu primul, prima. Nu se face așa ceva, mă, să-i vezi ce fac pe TikTok. Doamne ferește, fac niște live-uri. Aia-i de speriat. Ați văzut și telefon și șmechera Rebel? Zici că e lui Ștefan cel Mare, a? Că telefonul ăla mai bine prinde fluturi decât semnal. Vedeți aici, uitați să pună răsetele. Pot să ajut eu. Zici că telefonul ăla Ștefan cel Mare. Cu telefonul ăla mai degrabă prins fluturi decât semnal. Și problema ta care mai e? Care-i problema ta, noua mea? Ce dacă are un telefon mai demodat? Te crezi mare și tare doar cu... Demodat? Tocmai a zis demodat? Nu vi se pare că să folosești cuvântul demodat e puțin demodat? Are sens ce zic? Adică în momentul în care zici de cineva că e demodat, ești cam demodat tu că folosești cuvântul ăla. Are sens? Are, mă, are. Te crezi mare și tare doar pentru că ai tăi avut bani să-ți ia ultimul tip de iPhone? Wow, Asemia, prințesa liceului, sare în apărarea vagabontului? Te pomenești îndrăgostită de el sau ce? Nu, doar că... Nu-mi place când te comporți ca un bufon. Asemia Shabel? Statistic vorbind, e imposibil să câștigi într-o dezbatere când inamicul tău gesticulează așa, n-ai cum. Adică dacă cineva îți face așa, e foarte intimidat, nu ai cum să câștigi orice argument ai avea tu. E o tehnică de puțin știută, dar în momentul în care faci asta, lumea o să-ți dea credință. Nici nu mai trebuie să scoți cuvintele bine pe gură, tu dacă faci așa, e crai de lume. Da-ți like! Ați dat like la videoclip? Dați like!
Mulțumesc, Asemia. A fost frumos din partea ta. Da, whatever. I mean, whatever. Whatever, man. Și că tot veni vorba de TikTok, asta trebuie să faci. Învățați de la mine. If they talk about you, they talk about themselves. No, nu e adevărat. Că tu le dai atenție. Tu dacă zici că they talk about themselves, le dai atenție. Nu. If they talk about you, whatever. Asta e atitudinea. Whatever. Whatever. Pur și simplu, whatever. Serios. Să fiți cuminți și să nu faceți probleme. Nici o grijă, doamna director. Sunt cu mine. Așa, asta e atitudinea. Priviți doamna Radu cu stima de sine la ea și prezentă, bă. Let's go. E cu ea. Doamna Radu e cu ea. Oamenii la vârste mai înaintate tind să se piardă. Să nu mai știe, să nu mai înțeleagă nimic, să se piardă. Nu doamna Radu. Doamna Radu e cu ea. Sunt cu mine. Hashtag sunt cu mine. Și eu-s cu mine. Eu-s cu mine. Eu sunt cu mine. Hai și voi. Eu sunt, noi sunt. Ah. Ia atenție la mine! Mâine dăm test din ce ați văzut astăzi la muzeu! Exact ce spuneam, priviți un om care nu e cu el. Trupul e acolo, dar spiritul, sufletul o părăsit de mult corpul. Uitați-l! Mă, și la o vârstă fragedă, mă. Oameni buni, aveți grijă, mă. Aveți grijă să nu vă pierdeți. Fiți sunt cu voi, mă, trăiți în prezent. Nu vă pierdeți pe drum. Ca acest băiat, la vârsta de doar 6 ani are, mă. La ce se gândește el, oare? Și Adela, ai planuri zilele astea? Da. Săracul domn Smithersons. Bă, acum fie vorba între noi, la cum ai pus întrebarea, la cum a adresat întrebarea. Și eu cred că Adela are planuri tătanu. Asta arată bine, de ce să vă mint? Trebuie să mai și apreciăm, adică am zis de domnul editor că pune sunete de bomboane explozive, dar uite-o pe asta. Tracking-ul ăla arată frumos pe clădire. Nice! Bravo! BV! Catertata. Nu știu dacă să întreb de ce s-o mirosit pe degete înainte să mănânce pizza, dar bine că a făcut-o. Dar totuși e puțin cam suspicios dacă mâncați cu cineva pizza și înainte să mănânce pizza face asta. Nu știu ce să spun. Aveți grijă. Doar aveți grijă. Ăsta mere. N-am dat rec. Ionie. Știți ce piesă ar merge acum? Hai, cum să nu-l pornesc? Probă. 2. Omul meu aici, colegul Dan Barna, ați văzut, da? Scria el ceva acolo. Coda el ceva, scripta. Mamă, dar cu câtă poftă mănâncă omul ăsta pizza. De când nu i-ați mai dat, mă, de mâncare? Nu știu, pare că nu mai mâncat de când s-a născut. Dar hei! Poftă bună. Și în microfon zic, poftă bună. Să-ți fie de bine, că acum merge microfonul. Vezi că te-ai murdărit de ketchup. De fiecare dată. Te urăsc și pe tine, te urăsc și pe tine dacă faci chestia asta, vă urăsc pe toți care faceți chestia asta. De ce? Eu nu râd. Normal că mă uit să văd dacă m-am pătat, că nu vreau să ies așa murdar în trafic. Terminați naibii cu jocurile astea prostești. Ia să. Ionia, vii un pic. Ce e ce? De ce? Stai aici ceva. Stai aici ceva. A, terminați, vă rog frumos, că nu e amuzant. What? Ok. Bine, presupun, cine a gândit asta? Cine a scris scenariul? Cine s-a gândit că ar fi o idee bună să o punem pe doamna Bradu pe scaun, da? Doarme, după care simte o vibrație puternică în brațe și zâmbește foarte satisfăcută. Și mai și strânge de geanta aia. Nu știu ce să spun. Puțin ciudat dacă mă întrebați pe mine, puțin ciudat. Bună ziua, mă scuzați, doamnă director. Ala, știți ceva de Ala? Bună ziua, domnule Parker, dar ce s-a întâmplat? Nu răspunde la telefon, am căutat-o și în sala de clasă. Știți unde se află? Domnule Parker, probabil ați uitat, dar Ala, împreună cu colegii, au plecat la muzeu. Când? Acum jumătate de oră. Vă rog frumos, chemați poliția. Chemați poliția de urgență. Că vă împușc pe toți dacă nu chemați poliția. Nu știu.
Sigur, poți să mă deranjezi cu ceva amuzant. Cu ceva amuzant? Ce naiba e aia, mă? Din greșeală, banane. Ce e asta, Ionie? Așa ai pus tu pe Bringo să aducă? Pe de-a fost oricum mult mai amuzant decât gluma mea, că am o glumă atât de proastă. Omule, e un castravete. Deci dacă îl țin așa, o să zic că lumea că e castravet. Mulțumesc pentru această intervenție amuzantă, Ionia. Bine, pa. Pa, m-a salvat, că gluma mea era proastă. Mă ascultă de unde sunt, copiii sunt în mare pericol. Hai de capul meu, mai ușor, măi, Tudor, că, doamne, săracul domnul Smitherson, voi ați văzut ce-o dat de ușă, ce... Săracul, măi, tăl o dezasamblat domnul Moroșanul Cătălin Tudor. Vlad? Adela. Vlad, credeam că te-am pierdut? Doamne, ești bine? Dar sună urgent la poliție, să meargă la muzeu. Ok, și ca să terminăm episodul ăsta, în acest episod, o să vă povestesc de acum tot până la final ce se întâmplă, da? În timp ce se jucau X și Zero, copoii primesc vestea teribilă că o crimă are loc să înceapă să urmeze. Pleacă repede copoii alergând, după care aflăm că șoferul autocarului a greșit destinația. Nu mai mers la muzeu, a mers la ceva club de MMA. Uitați cum acești copii se bat vitejește cu niște saci de box. Evident, era o glumă. Vedem că antrenorul de dat pumn este sunat de Tudor. Aflăm că îl cheamă Kenny. Fain nume. Fain nume. Este anunțat de către Tudor că vai, 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 copiii, vai, că vezi că vii, o să-i fure cineva, vai, vai, vai. Antrenorul pare profund afectat de veste pentru că răspunde cu... Shit, am înțeles, plec acum. Shit, shit, shit. Ajung copiii la muzeu unde un suspicios om al străzii întinde mâna, dar, spre surprinderea noastră, nu spune o poveste. Cu toate astea, Ala decide să-i ofere pomană și observăm că acest om al străzii a simțit că pe Ala o durea în gât și administrează repede tantul un verde spray ca să nu mai doară. Câțiva prunci își dau seama de dispariția Alei și pleacă în căutarea acesteia și găsesc un papuc. Și Perla trage concluzia că... De acord. Așa cred și eu, așa cred și eu. Vedem cadre cu hoțul care fuge cu Ala și este o fugă foarte amuzantă pentru că Ala stă lemn. Adică nu știu ce efect are tantum spray-ul ăla, dar voi vedeți că îi țapână. Nu știu dacă îmi pietrește așa de la tantum verde spray. Dar e amuzant, e puțin amuzant, de ce să vă mint. Pare că am fost mințiți, acest hoț cerșetor nu este de fapt sărac, are bani de Mercedes și chiar flexează pe noi cu funcția aia de a deschide port bagajul cu piciorul, wow. Dar poți să faci tu asta cu birou? Nu poți, eu pot. Poți să faci tu asta cu birou? Poți tu să faci una ca asta? Ia, ia. Poți? Nu poți. Copiii îl urmăresc pe hoț și la naiba a fost văzut. După care doi indivizi mascați complici răpirii vin la copii și exclamă: băi! Bagă copiii în dubă, după care, după faptă și răsplată, mănâncă o ciocolată pe care o scot din torpedou, desfăcută și întreagă. Din torpedou, ia acolo. O ciocolată desfăcută din torpedou. Cât e curat timp în dubă aia? Cât de curat poate să fie într-o dubă? Nu știu, dar poftă bună. Să vă fie de bine. Vine furios și iute Tudor și în tensiunea momentului uită cum îi arată copilul, o confundă pe Ala cu o fetiță random de acolo, care nici nu poate creasă, dar nu prea seamănă cu Ala. Observăm că ajunge și Kenny la fața locului și doamna Radu foarte pașnic și politicos cheamă copiii la ea. Kenny, de parcă ar ști câți copii au fost în excursie, începe să-i numere puțin. Kenny, tu te bați cu saci de box. Nu știi câți copii sunt acolo în excursie, de ce îi numeri? Asemenea, realizează că are în posesia sa un telefon suspect al Perlei și îl pune repede pe silențios sau îl închide, în timp ce cineva îi zice: da, foarte bine, bravo, așa, ai făcut bine. Se aude pe fundal cum cineva îi zice: perfect, da, bravo. Și se termină serialul, primul episod, cu un ultim cadru foarte intens, foarte fain. Și ăsta a fost primul episod din 6. Nu știu. Mai facem, nu mai faceți. Mai facem, nu mai faceți. Ce părere aveți? 20.000 de like-uri dacă vreți să mai facem. Dacă nu, mi-a făcut plăcere. Acesta a fost și videoclipul. Sper că v-a plăcut. Like, subscribe și share și comentariu dacă v-a plăcut. Vă las cu Sârba, numai bine, pa. Hai cu Sârba, hai toată lumea, joc.